Vaccinul anticovid începe să devină biletul de acces în vacanțe. Multe țări ale căror economii se bazează în mare parte pe turism au anunțat că granițele lor vor fi deschise călătorilor imunizați. Grecia, Islanda, insulele Azore și Madeira sunt doar câteva dintre destinațiile care primesc deja turiștii vaccinați fără a mai fi nevoie de un test PCR. Grecia este una dintre principalele destinații pentru care optează românii când vine vorba de vacanța de vară. Persoanele care au deja 14 zile de la a doua doză de vaccin pot călători în statul Elen fără carantină sau test PCR. Sezonul estival se va deschide oficial începând cu data de 14 mai. Canțele în Grecia se pot face cu buletinul de vaccinare. Despre asta ce părere aveți? Cine are bani să duce, cine nu, nu se duce. Și vaccinat și nevaccinat. Eu n-am bani, da, altceva. Iar o prostie, o restricționare a oamenilor. Este niște tâmpenii, le consider tâmpenii. Eu, unul. Lumea la întâ... pe care cum judecă. Mehedințenii sunt contra vaccinării fiecare din motive proprii. Accesul în vacanțe cu biletul de vaccinare oarecum obligă cetățenii să se vaccineze. Thailanda va începe să elimine din restricții și să primească călătorii vaccinați începând cu 1 iulie, iar Germania ia în calcul mai multe beneficii pentru persoanele vaccinate complet.